Bună ziua, asta cabinet stomatologic? Da, bine ați venit. Bună ziua, tare mă doare un dinte, puteți vă rog să examinați? Aha, hai, dezbrăcați-vă mai jos de buric. Nu, doar dintele mă doare, vă rog frumos, uitați-vă ce s-a întâmplat. Hai, hai, repejor, că trebuie să tăiem penisul. Care penis? Pe mine doar dintele mă doare. Dintele, tak dintele. Hai, deschideți bucușoara, amuși noi te atlehuim. Ha-ha! Așadar, prieteni, sub paravanul unei hotărâri care vine să ajute populația pe timp de criză COVID-19, guvernul și-a asumat săptămâna trecută răspunderea, strecurând și niște măsuri care n-au nicio treabă cu ajutorul pentru cetățeni. Ajutorul pentru așii care comercializează tutun? Da. Pentru așii care extrag zăcăminte naturale? Da. Pentru așii care se ocupă cu magazinele duty free? Da. În mod normal și voi, noi, tăți ne întrebăm și treaba asta are cu ajutatul cetățenilor pe timp de criză? Asta s-au întrebat și unii deputați. O trimis o sesizare la Curtea Constituțională și-o rugat să suspende anumite acțiuni din legea de săptămâna trecută. Dar Curtea Constituțională a constatat că nu-i suficient de suspendat numai anumite acțiuni rele. Trebuie și pe cele bune. Tot legea nu... Înțelegi? Și acum stai și te întrebi, dar cine are de câștigat din tot asta? A? Și? Deputații socialiști? Dodan? Guvernul Chicu are de câștigat din tot asta? Pentru că dă vina pe opoziție? Pentru că ei sunt irresponsabili. Stimați cetățeni, trebuie să vin cu o informație foarte neplăcută în ceea ce privește o decizie a Curții Constituționale a Republicii Moldova, adoptată cu câteva ore în urmă, despre suspendarea legii asupra căreia guvernul și-a asumat responsabilitatea. Adresarea la Curtea Constituțională a fost efectuată de către câțiva deputați ai blocului acum și câțiva deputați ai grupului Proșor. Minciuni, spui tu, Chicu, și ar trebui să plătești pentru asta. Decizia de azi a curții este în baza unei singuri sesizări din partea unui singur deputat, Dinu Plângău, de la platforma DA. Mare grijă și mare atenție aveți, mai ales în această perioadă de criză, când unii își bat capul de cum ar trebui să-și asigure câștigul, să-și asigure o bucată de pâine pe masă, să aibă grijă de propria sănătate, alții reușesc în continuare să manipuleze la un nivel super înalt. Atenție la manipulatori! Și dacă aveți de dus la stomatolog, duceți-vă la cei adevărați, nu la cei care sunt aproape medici. Sănătate!